Potrivit meteorologilor, din după amiaza zilei de luni până în dimineața zilei de marți, 11 iunie, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Oltenia, nordul Moldovei și al Munteniei, precum și în zona de munte, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În aceste regiuni se vor semnala averse torențiale frecvente, descărcări electrice, intensificări ale vântului, trecător cu aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat 50 până la 60 de litri pe metru pătrat, subliniază Administrația Națională de Meteorologie. Sunt vizate județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Satu Mare, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Timiș, Mureș, Harghita, Alba, Hunedoara, Caraș, Severin, Sibiu, Brașov, Covasna, Gorj, Vâlcea, Argeș, Mehedinți, Dolj și Olt vor fi afectate parțial și județele Dâmbovița, Prahova, Buzău, Neamț, Bacău și Vrancea. După videoconferință, prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a solicitat monitorizarea zonelor de risc de inundații și a băgat primarii în alertă maximă. IPJ-ul Suceava, deci către toate posturile de poliție, să monitorizăm podurile și podițele. Tot ce înseamnă zonă unde sunt deja resturi vegetale adunate la poduri, podeții, să dispunem primarilor rapid să facă această eliberare a zonelor de pe poduri și podeții, să putem asigura secțiunea de scurgere a apei. Direcția silvică. Deci vreau o situație clară până mâine dimineață, domnul inspector șef, da? Direcția silvică. Torenții permanenți și nepermanenți, de asemenea, prin ocoalii silvice, să verifice tot ce vine din fond forestier, zona să fie liberă, să putem asigura secțiune de scurgere la confluența cu păraile mai mari, da? De asemenea, vreau o situație până mâine dimineață. Deci o să avem probleme, dacă o să avem, pentru că au fost precipitații zilele astea, pământul este imbibat cu apă și deja acum discutăm de acumulări. De aceea vreau să facem aceste mici și rapide elemente de siguranță. De asemenea, ISU și jandarmii, aceleași măsuri. Unde sunt probleme, pentru că aveți structuri teritoriale, să putem interveni cât se poate de repede prin comitetele locale pentru situații de urgență, să dispunem aceste măsuri, să asigurăm secțiunea de scurgere. Asta este elementul principal care trebuie să-l facem. Prefectura Suceava a informat primarii din județ prin circulare despre măsurile ce se impun și a solicitat o comunicare permanentă cu instituțiile cu atribuții de intervenție în situații critice. Potrivit autorităților sucevene, nu sunt probleme de sănătate sau securitate în acest moment pe raza județului. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor este necesară respectarea următoarelor recomandări de către populația județului afectată de inundații: să se consume apă îmbuteliată, să nu se bea apă direct din fântâni, să se utilizeze pentru prepararea alimentelor apă fiartă și răcită, să se consume doar alimente ambalate sau bine preparate termic, să se evite expunerea prelungită la umezeală, să se păstreze alimentele în condiții igienice, să se respecte igiena individuală. La primele semne de boală, cetățeanul să se prezinte la cel mai apropiat medic sau spital.